Sunt Dana Pungan și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Antidot la uitare. Florentina Satmari a debutat pe micul ecran cântând. A devenit mai apoi un cunoscut realizator de televiziune, numele său identificându-se cu emisiunile de varietăți, cu concertele de romanță sau cu spectacolele de muzică populară. Cu ceva timp în urmă, în cartea sa Romanța unei vieți, Ioana Radu, Harry Negrin consemna: există în televiziune un redactor cu suflet de romanță, deși tinerețea îi flutură pe obraj. Florentina Satmari. Ea poartă grija cântecului și l-a șterne pe peliculă cu sentimentul că-i melodia ei. Dar despre cei 30 de ani petrecuți în televiziunea română și despre oamenii pe care i-a întâlnit aici, ne va vorbi chiar ea. Acesta a fost debutul Florentinei Satmari în televiziune, dar probabil că acum trebuie să vedem cum a ajuns Florentina Satmari în televiziune. O să încerc să punctez câteva momente importante din drumul meu spre televiziune și voi începe cu anii copilăriei.
Probabil că am avut un anume har de mică, pentru că mi-aduc aminte că în clasa 1 am recitat o poezie, dar având emoții atât de puternice, la sfârșit nu m-am mai auzit decât eu. Publicul a început să aplaude, mi-am dat seama că aplaudă de complezență și eu am izbucnit într-un plâns îngrozitor și am prins o ură pentru public îngrozitoare. Și de atunci m-am hotărât să mă înving, să mă înving emoțiile și să merg mai departe. În clasa a doua am recitat o poezie de 56 de strofe, Cine își dă, lui își dă. Și probabil plecând cu zestrea care am moștenit-o de acolo, de la țară, de unde am venit eu, din județul Mureș, unde oamenii știu să muncească, dar știu să se și distreze, am crescut în cântec, am cântat pe brazdă când eram copil, am plecat la școală și am vrut să-mi depășesc proprii profesori întotdeauna, am vrut să fiu ca ei, am vrut să fiu educatoare și am dat examen de admitere la Institutul Pedagogic de Învățători. Cochetam cu actoria, mă pregăteam tot în secret la Școala Populară de Artă cu un actor de la Teatrul Național din Cluj. 2 ani de zile m-am pregătit pentru a da la Institutul de Teatru. La banchetul final, profesorul de muzică mi-a zis, dacă nu dai la conservator, cu mine să nu te mai vezi niciodată. Nu m-am mai văzut cu el niciodată, dar îl respectam atât de mult pe acel profesor, încât am dat admitere la conservatorul din Cluj, Gheorghe Dima, la secția canto și am reușit din prima. După numai 2 ani m-am transferat la conservatorul de muzică Ciprian Porumbescu din București, unde am avut-o ca profesoară pe Magda Ianculescu și am absolvit conservatorul cu Madame Butterfly de Puccini. Thank you.
Întotdeauna însă n-am uitat de unde am plecat. Cântecul popular mi-a fost aproape de sufletul meu. Romanța care pe atunci nu știam că este romanța Ioanei Radu. Mai târziu mi-a fost dat să o cunosc pe Ioana Radu. Romanțe pe care tata le interpreta când ne petreceam în familie. Și am încercat după absolvirea conservatorului, pentru că eu deja în anul 2 de conservator am interpretat rolul Margaretei din opera Carmen de Bizet pe scena operei din Cluj și Santuța din Cavaleria Rusticană și mi-intrase deja în cap că voi ajunge o mare vedetă și nu visam decât Scala din Milano. Fără să-mi dau seama că pentru a ajunge la Scala din Milano trebuie să mai faci niște pași, să încerci totuși la un teatru ca să câștigi o experiență. Deci, în concluzie, am terminat conservatorul și am refuzat repartiția care mi s-a dat la teatru din Brașov pentru a rămâne în București să studiez în continuare ca să mă perfecționez. Dar haideți să mai ascultăm, ca să putem trece de această perioadă, încă o melodie din satul în care m-am născut. Joacă-mă, bădiță, bine, la-i-la-la-i-la, joacă-mă, bădiță, bine, și mă strânge lângă tine, și mă strânge lângă tine, ai, da, bani dragă. Joacă bade feciorește, lai lai la, lai lai la, joacă bade feciorește, joacă și mă împârtește, joacă și mă împârtește, hai da, bade dragă. Joacă-mă mai scuturată, lai lai la, lai lai la, joacă-mă mai scuturată, că rămâne măritată, că rămâne măritată, hai da, bade dragă. Joacă-mă mai scuturată, am rămas în București și colaboram la televiziune la diverse emisiuni care se făceau atunci, chiar în direct, unele din ele. Emisiuni de muzică populară, de romanțe, de liduri. Și într-una din zile, plecând de la o filmare și vorbind vrute și nevrute cu Virgil Comșa, care era redactor șef la muzica populară, din vorbă în vorbă spune: de ce nu vrei să câștigi un ban în plus ca să-ți plătești lecțiile de canto și nu vii să colaborezi la televiziune ca redactor? Eu ca redactor, Doamne ferește, eu visez altceva. Și din acea glumă am zis: haide să încerc, de ce îmi strică un ban? Și m-am dus la televiziune, mi s-a dat o emisiune de făcut. Eu am crezut că trebuie să ajut pe alții, să învăț pe lângă cineva. Ei nu, m-au aruncat în foc de la început, m-au întrebat cum mi-aș intitula acea emisiune și pentru că era în luna iulie, eu am zis într-o seară de vară, bineînțeles că redactorul șef sau directorul de departament, care era atunci Vasile Donose, zice: a, extraordinar că Florentina vrea să vină să lucreze la noi. Zice: ei, uite, ți-o faci singură, poți să te pui și pe tine în distribuție. Și m-am băgat și pe mine în distribuție, pe Angela Moldovan. Deci era o emisiune de romanțe, se intitula Într-o seară de vară și a intrat într-o seară de vară la 8, într-o marți seara, la ora 20, deci oră de maximă audiență. Emisiunea a trecut cu brio. Și după câteva zile m-am întâlnit cu marele om de televiziune, Tudor Vornicu, pe care îl admiram și îl respectam pentru profesionalismul lui extraordinar și nu credeam că vreodată eu voi ajunge să lucrez cu el. Eram în holul mare la televiziune și îmi spune: domnișoară, te-am văzut aseară, între timp eu mai avusesem un recital undeva într-o pădure mângâind niște pomi, te-am văzut mângâind un pom. Zice: l-ai mângâiat foarte frumos și cânți foarte frumos. Nu vrei să lucrezi cu mine pentru că eu am văzut și o emisiune făcută de tine. Și zice: ai talent. Zice:
Să știi că și munca asta o să-ți dea satisfacții, nu numai aia de pe scenă. Să cânte poate oricine, să facă emisiuni la televiziune, nu poate oricine. Și pentru că el mă fascina, te aștept mâine la mine. Și a doua zi m-am dus la el. Deci acest om mi-a schimbat total traiectoria, pentru că din clipa când am început să lucrez cu el, care nu-mi dădea decât firul conducător, dar care știa să te oblige și să te forțeze să dai totul din tine. Și de atunci am intrat într-un ritm infernal, am realizat sute de emisiuni, la momente deosebite, la revelioane, la sărbători, și după aceea emisiuni de sine stătătoare care au durat ani de zile, cum ar fi vechile melodii populare, melodii de neuitat, melodii îndrăgite, la Hanu cu melodii, la Hanu cu cântece. Pasiune extraordinară și întotdeauna cu niște emoții extraordinare, totdeauna le-am trecut, orice scenariu nou l-am trecut mai întâi prin sufletul meu. Înainte de înregistrare aveam noapte de insomnie, mă gândeam dacă totul este în regulă, dacă începe bine, dacă se sfârșește bine, dacă este echilibrată emisiunea, și probabil că din cauza asta au rămas niște lucruri de referință din acea perioadă și nici nu știu ce să aleg din sutele de minute care se află în videoteca televiziunii pentru a le urmări și dumneavoastră. Când hoinăream, hai fi pe stradă, să nu ne vadă nimeni. Făceam și bulgări de zăpadă din fulgișorii altenea. Când îți cădea un fulg pe gene, eu ți-l topeam cu un sărut. Bunica mea trecea lene
cine a zâmbit când n-a văzut. Poate că-și amintea când era ca și noi, așa tristă ne-a privit, așa triste amândoi. Poate că-și amintea când era ca și noi, așa tristă ne-a privit, pe mergeam jucându-mă cu tine, parcă eram doi porumbei. Mă bucuram cu soalile, tot râsul nostru în urma ei. Dar astfel ca oftat și tristă, s-a depărtat cu pașii grei. Și-a șters o lacrimă în batistă, dar n-a șters amintirea ei. Poate că-și amintea, poate când era ca și noi, era ca și așa trist ne-a privit, așa trist ne-a privit, pe amândoi, pe amândoi. Poate că-și amintea, când era ca și noi, așa trist ne-a privit, pe amândoi, pe amândoi. Nu știu care dintre emisiunile mele mi-au fost mai dragi. Ca la o mamă care are mai mulți copii, toți copiii ei sunt dragi. Pe toate emisiunile mele le-am considerat niște copii de care m-am debarasat în clipa când au venit alți copii și când emisiunile acelea au plecat în filmotecă, adică cum ar veni copiii și au părăsit părinții pentru a pleca mai departe. În toate am pus o parte din mine și pe toate le-am iubit. Pelinul ce s-a strâns în inimă,
va fi mâine dragoste. Am avut bucuria să colaborez cu mari artiști, de la care am învățat foarte multe. Am crescut pe lângă ei. Ei s-au obișnuit cu stilul meu de muncă și la un moment dat nu mai vreau să lucreze decât cu mine, dar am avut și tineri pe care i-am luat alături de mine de la primii pași. Am realizat spectacole la Sala Radio, spectacole de varietăți sau spectacolul aniversar Ioana Radu și invitații săi la împlinirea vârstei de 70 de ani. Confruntarea cu publicul mi-a adus o satisfacție extraordinară. Timp mai este berechet, oricum am slujit și slujesc în continuare cu credință tot ceea ce fac. Nu știu să trișez și nu știu să păcălesc. Asta sunt. Și ea rămâne. Rău îmi pare după lume că eu trec și ea rămâne. Păi nu de ce să-mi pară rău că am iubit-o ce-am vrut eu. Am iubit cât am trăit, alte rele n-am făcut. Am iubit cât am trăit, alte rele n-am făcut.
astea-s păcatele mele, scapă-mă, Doamne, de ele. Că nu-mi-e frică de moarte, cum mi-e frică de păcate. Că nu-mi-e frică de moarte, cum mi-e frică de păcate. Că eu noi putea să mor, măi, de blăstămul mândrelor. Părinte judecător, nu mă judeca să mor. Părinte judecător, nu mă judeca să mor. Judecă-mă să trăiesc, că-s tânăr și iubesc. Că și popa cât pochește, că cu dragoste trăiește. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii. Ne revedem și mâine la aceeași oră, când vă dăm întâlnire cu Marina Voica. Uitați-vă să nu uitați, numai la România Internațional, de luni până vineri la ora 18. Antidot la uitare. Pe mâine!